Domnilor și domnilor, bună seara și bine m-am găsit la ora expertizei. Viceguvernatorul Băncii Naționale, Emma Vârță, și președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Artur German, au fost demiși. Decizia a fost luată în cadrul ședinței secrete de ieri a Parlamentului, care a durat mai bine de 8 ore, la care a fost audiat raportul Comisiei de Anchetă privind situația în sectorul bancar din Republica Moldova, în special la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Unul din deputații prezenți la ședință a propus demiterea lui Dorin Drăguțanu. Inițiativa însă a fost înăbușită din start de Partidul Democrat, care nu a susținut inițiativa pe motiv că BNM nu poate rămâne fără guvernator. Despre acest subiect discutăm astăzi cu invitații noștri, domnul Pavel Mitrigan, jurist, domnul Vitalie Rapcea, expert economic, domnul Andrei Năstase, avocat, reprezentantul platformei civice DA, și Grigore Fortună, expert financiar bancar. Bună seara și bine v-am găsit! După mai bine de 8 ore, timp în care deputații au stat în acea ședință secretă la Parlament și au audiat raportul, după care au luat anumite hotărâri pe care nu le cunoaștem nici astăzi, vedem doar două dintre aceste efecte. Au fost demiși viceguvernatorul Băncii Naționale și președintele CNPF, Artur German. Dacă aici se oprește întreaga afacere BEM, dacă aceștia sunt adevărații vinovați de cele întâmplate, de cele 17 miliarde de lei pe care le-am pierdut, care au fost furați, sau sunt țapi ispășitori la modul clasic, sau mai există și o altă ipoteză, că aceste două funcții sunt de fapt de mult curtate de Partidul Comuniștilor, având în vedere că foarte multe zvonuri spun că acești doi au fost demiși la insistența lui Vladimir Voronin. Cum e de fapt? Vă rog să ascultăm și pozițiile dumneavoastră. Domnule Rapcea. Este evident că după un astfel de caz răsunător trebuia să urmeze și demisii. Nu știu în ce măsură aceste demisii sunt suficiente sau mai degrabă aceste demisii nu sunt nici pe departe suficiente și foarte contestabile, așa cum a spus și dumneavoastră, cel puțin în cazul domnului German. Urmează să vedem dacă va fi continuitate, pentru că avem dosare care sunt deschise și dosare care trebuiesc încă deschise și care trebuiesc nu doar deschise, dar și finalizate. Și societatea civilă așteaptă cu nerăbdare continuitate, pentru că altminteri încrederea va fi pierdută, cred eu, pe vecie în această guvernare și, în general, ideea de partide pro-europene va fi periclitată. Aș vrea să aud și părerea domnului Fortuna. Dumneavoastră, fiind expert financiar bancar, cunoașteți foarte bine ce se întâmplă, care sunt mai multe lucruri din culisele sistemului financiar bancar. Avem o situație de criză în care sunt implicate trei bănci, dar și statul pe de altă parte. Ieri deputații, după ce au deliberat foarte mult timp, au întocmit un raport și au venit cu o decizie pe care o vedem astăzi. Două demisii ale celor doi funcționari. Este suficient în opinia dumneavoastră? Se putea doar cu acești doi sau sunt doar țapi spășiți? Vedeți că a face o concluzie fără rezerve în chestiune e imposibil în lipsa textului raportului. Noi nu-l cunoaștem. Ce-i scris acolo? Așa că să zici că e de ajuns, că e argumentat, că e justificat, nu pot spune. Eu pot spune altfel. Că, zicem, dacă vorbim de Banca Națională, în viziune este, mă repet, dacă vorbim de Banca Națională, în viziunea mea, trebuia demiși de mult membrii Consiliului de Administrație. Excepție admit numai într-un caz. Dacă cineva dintre acești membri ai Consiliului de Administrație, în deciziile luate în cadrul acestor chestiuni, scris, sunt contra, A avut opinie separată? Da. Merită să fie, cum zic, exclus din lista celor care demisionați. Dar așa, eu nu văd că domnul Drăguțanu vrea să că are așa merite, că el trebuie păstrat. Da. Nu văd. El nu s-a manifestat nici într-un aspect pozitiv.
Da, declarații frumoase ne face în presă, da, ne spune că se va stabiliza, în ce sens se va stabiliza, nu știu, vor reveni, zicem, la 17 lei euro sau ne-am stabilit la 27 lei euro, stabilizarea lui nu mi-e cunoscută. Dar asta frumos. Da. În opinia dumneavoastră, cu ce am ieșit după ședința de ieri, cu doi țapi spășitori, sau cu doi posibili vinovați de situație? După ședința de ieri am ieșit nu cu doi țapi spășitori, țapii încă o să vină. Am ieșit cu niște iezi spășitori, pentru că, sau niște pioni, dacă vreți, cum doriți. Cele două figuri, să spun așa, Tăbârță și German, fiecare, sigur că individualizat, fiecare responsabilitate a celor doi, ar fi trebuit până în momentul de față, pentru atacurile Raider din 2010-11, astăzi n-ar fi trebuit să se pună problema demisiei lor. Astăzi ar fi trebuit să se pună problema câți ani de pușcărie ei ar fi fost nevoie să facă. Pentru că, după cum cunoaștem, în Republica Moldova un proces durează un an, doi, trei. Cel din 7 aprilie, spre exemplu, trebuie să dureze 5 ani de zile ca să avem o mimare de sentință în cazul lui Papuc. Așa cum s-a întâmplat. Păi acești doi indivizi trebuiau să fie anchetați pentru atacurile Raider din 2010-2011, mă repet, dar asta trebuia să se întâmple. Eu sunt adeptul ideei că fiecare trebuie să răspundă pentru ceea ce face. Și haideți să o luăm pe rând. Ce are acest individ, German, cu situația financiară, bancară, sau dacă ne referim acum la furturile de cele 11, 10 sau 27 de miliarde de la Banca Națională, Banca de Economie, Banca Socială și Banca Unibank. Ce are acest individ cu ele? De ce acum trebuie demis el ca pe un fel de fluturaș în ochii oamenilor? Această Ema Tăbârță trebuia dat afară atunci când și-a luat un credit sau ce-a făcut el. Ea este un pionaj acolo. Astăzi trebuia să stea pe banca acuzaților alături de Drăguțanu și Ema Tăbârță și aici trebuie să-i dau dreptate, pentru că n-ați avut aici prea multe rezerve, domnul Furtună. Da. Aici trebuie să vă dau dreptate tot Consiliul de Administrație al băncii, cu excepția celui care a avut opinie separată sau dizidentă decât ceilalți, ar fi trebuit astăzi să stea nu de miș pe banca acuzaților, pentru că este vorba despre o treime, cel puțin, din rezervele de stat. Mă înțelegeți? Noi nu putem, nu-și poate nimeni permite luxul să așteptăm să se producă furtul a o doime sau furtul întregilor rezerve de stat ca să avem niște țapi serioși. Ca asta să ne pomenim că avem niște pionaj din ăștia. O să mai vină. Credeți-mă, o să mai vină și celălalt. Am uitat cum îl cheamă. Moloșag, probabil, peste o săptămână, două. Ei au nevoie, băiețași ăștia, și vorbesc de cei trei valori din această țară. Sigur că capul lor este Vladimir Plahotniuc. Ăștia au nevoie să se dezamorseze lucrurile. De asta au nevoie. De asta astăzi ne-l sacrifică pe German și Tăbârță. Păi mâine o să-l sacrifice pe alții ca ei. Până când, amânând procesul, până când o să ajungă la... Să urmărim și firul, logica evenimentelor și firul evenimentelor. Pentru că acest raport să fie întocmit, au fost audieri, mai multe, o serie de audieri, la care acești doi domni nu au fost chemați. Am văzut astăzi în presă și reacțiile celor doi funcționari. Nu au fost nici chemați, nu au fost interogați, bănuiți, nu s-a discutat despre ei la ședințele acestei comisii. La ședința specială secretă de ieri s-a luat o decizie. A fost una politică în opinia dumneavoastră, domnule Mitrigan, sau sunt lucruri pe care nu le cunoaștem și până la desecretizarea acestui raport nu le cunoaștem? Eu continui gândurile colegului și sunt profund dezamăgit de modul care comisia, așa numită comisie parlamentară, a pregătit raportul, da, cu prelungire termen, nu știu ce, cu modul de examinare acestui raportul și așa numită hotărârea. În primul rând, de ce atâta secretizare? Da, este secretul bancar. Da, admitem unele capitole, nu știu ce, cifre, da. Dar în rest, cu atât mai mult în lumea financiară, sunt niște chestii care sunt niște tranzacții bancare. Ce așa secret? Bun, poate să fie în loc de denumirea firmei acolo, nu știu ce, da. Esența. Pe noi ne interesează două chestii. Prima, ceea ce s-a început. Că chipurile la Banca de Economie erau niște probleme.
Și iată, Banca Națională i-a sărit în ajutor și a injectat niște bani și guvernul tot a sărit în ajutor cu garanție. Bun, poate să întâmple, că nu e o încălcare. Dar Banca Națională, stați domnul, dar voi cu banii ăștia pentru ce cereți? Dacă vă uitați în raportul financiar pe anul trecut, această bancă a indicat profit. A indicat profit și pe prima jumătate a anului 2014, da? În legătură cu ce sume enorme, da? În jurul la 10 miliarde. Deci Banca Națională, dând acești bani, trebuie condiționați. Pentru ce? Doi, noi tot am aflat că nu peste mult timp acești bani se transferă la altă bancă. Păi atunci Banca Națională, eu stați domnului, voi ați spus că aveți probleme, voi ce transferați banii ăștia la altă bancă? Altă bancă, inclusiv Unibank, echipurile îi transferă în euro și îi transferă după, în offshore după hotare. Întrebarea care și colegii pun, unde era Banca Națională? Și ce are aici numai doamna aceasta? Are 4 viceguvernatori. Ce, această doamnă a luat această decizie sau este un organ colegial în frunte cu Drăguțanu? Printre altele, așa, un mic macler a fost peste hotare înainte de a deveni guvernator. Adică nu s-a găsit pe concurs, cum spunea domnul Ghimpu, că noi avem bravi băieți specialiști în țara asta, au găsit un clerc a fost, nu mai mult, cum sunt la FMI și așa mai departe. De ce Banca Națională n-a spus, stați, dar voi ce transferați banii ăștia la altă bancă? Cu ce ocazie? Mai apare un actor important, CNAU, care conform legii, suma mai mult de 500 de mii de lei urmează să fie monitorizată. Unde se duce suma? Nu trece nicio tranzacție până când... Da. Păi a doilea actor, în afară de ăștia care nici nu-i cum ies, nu știu cum, asta, eu nici n-am înțeles cu ce formulă ei au fost eliberați din funcție. Neglijență, ce au încălcat? Eu vreau să văd formula la aceste persoane. Mâine o să tăie în instanță, o să-i restabilească sau o să schimbi formula. E o bătaie de joc. Unde este CNAU? În afară de aceasta, noi s-a întrebat de aici despre cadrul internațional. Noi suntem membri la diferite asociații referitor prin întâmpinarea spălărilor de bani potriva terorismului și așa mai departe. Avem organizații foarte repede. A doua zi trebuia, domnilor, în ce firme s-a transferat, unde sunt aceste firme, care sunt administratori, fiindcă dacă se vroia această informație, se primea a doua zi și încă putea să fie stopate acestea. Eu nu zic că sunt legale sau ilegale. De ce? Cadrul legal. Eu vreau să fie toți pedepsiți. Însă, mă interesează care este componența infracțiunii. Că este complicitate, că este neglijență. Prima, s-a încălcat procedura la aceste transferuri bancare sau nu? Și dacă da, cine a încălcat? Fiindcă în fiecare bancă este comitetul de creditare, este direcția juridică, este consiliul de administrare. Asta nu se ia așa cu o semnătură chipurile, da? Sunt un șir de persoane care au atribuții de această tranzacție. Pe lângă acest lucru, domnule Mindrigan, domnule Rapcea poate confirmă, există totuși niște parametri, niște plafoane, vorbim aici despre capitalul normativ total al unei bănci, niște, acești bani, deci dacă e vorba de o sumă care poate fi plasată în altă parte, din ceea ce am citit în presă, era vorba de vreo 60-70 de milioane de lei și nici de cum de miliarde de lei. Am dreptate, cum stăm de fapt? Și cine ar fi trebuit să monitorizeze? Iar cei care știau și și-au pus semnătura, știind despre aceste lucruri, care sunt norme într-o bancă, trebuie atrași la răspundere cine sunt aceștia, ce funcție ocupă, care este funcția acestei persoane sau acestor persoane. De foarte corect punctat, într-adevăr, plasamentele interbancare nu trebuie să depășească 15% din capitalul normativ total. Cu toate acestea, acest plafon a fost depășit cu mult, de câteva zeci de ori, pe locuri. Aceste plasamente au reprezentat peste 1000% din capitalul normativ total. Deci vorbim de încălcări grave, dar atenție mare... Domnule Rapcea, să dați și exemple concrete. Am astăzi 1000 de lei în bancă, nu pot să dau cuiva mai mult de 300 și s-a dat 3000 de unde nu am.
de fapt 150, dar s-a dat mai mult de 1500 de lei. Așa. Cam așa ar veni matematică. Dar problema este de așa natură, că aceste bănci erau la un moment dat în administrare specială după data de 28 și aceste limite oarecum nu sunt în vigoare pentru instituțiile financiare bancare aflate în administrație specială. Toate acestea plasamentele interbancare au fost plasamentele interbancare au fost în perioada în care administrarea specială de către BNM încă nu era instituită la aceste trei bănci. Mai este foarte relevant și justificarea economică din scurgerile de informații pe care le-am avut în presă, dacă este să credem aceste scurgeri de informații, veridicitatea lor, atunci observăm niște plasamente în Federația Rusă. Deci banii au fost plasați între bănci la o rată a dobânzii de 3%, ulterior plasați în Federația Rusă la o dobândă de 0%. Întrebarea mea e unde e interesul economic a administratorului acestor bănci, care, propriu zis, plătește 3% pentru banii pe care îi plasează cu 0% în Federația Rusă? Pot să vă răspund eu? Garanția că acești bani nu se vor mai întoarce niciodată. Aici urmează, într-adevăr, să... Și cu procente tot nu se întorce. Chiar dar și nu era vorba de procente. Da, banii acești procente, interesează... Dar aici mai este o întrebare cum se justifică și pe cei 10 miliarde care au fost garantați prin o decizie. Mai este și altă întrebare vis-a-vis de cât de curați sunt acești bani, pentru că există iarăși ipoteza că acești bani ar fi fost gajați. Deci, propriu zis, ceea ce a ieșit domnul Șorș și a declarat în presă că banii s-au întors, propriu zis, acești bani ar putea să reprezinte un flux reversibil. Deci, fiind subiectul unui gaj, aceste plasamente se întorc înapoi în Federația Rusă. Deci avem multă obscuritate în ceea ce se întâmplă la aceste trei bănci și, de fapt, comisia a ieșuat prin faptul că nu a încercat să vadă, cum au spus și colegii de platou, problema de la rădăcini. Noi de ce avem acum aceste persoane propriu-zis demise? Pentru că logica este oarecum evidentă. De ce raportul este superficial și de ce demiterile sunt constatate acum în acest platou drept fiind unele derizorii, așa, pentru a stupa ochii oamenilor? Pentru că cei care au participat la această comisie și cei care au votat în plen aceste demite au interese în acest caz. Se regăsesc și care... probabil se regăsesc printre regizorii sau autorii acestor crime sau spălări de bani. Dacă ați consultat raportul domnului Chirinciuc, acesta face o incursiune în istorie cu BEM și vedem foarte clar regizori care se regăsesc în componența comisiei. Domnul Medrăgean, care... aici probabil că avea o altă opinie. Păi, desigur, eu aș, dacă vroiam să ne clarificăm cu această bancă și cu altele, trebuie să începem cu 91. Toate guvernările au jefuit această bancă. Toate guvernările au băgat mâna. Domnule Medrăgean, și iată de ce se acoperă unul pe altul. Iată de ce nu o să se dezvăluie ce într-adevăr este cu această bancă. Da, domnule Furtună, vă rog. Câteva aspecte. În primul rând, și Banca Națională și cine au informații în direct, în viu, cum se zice. Exhaustivă. Imediat când se face tranzacție dintr-o bancă locală în altă bancă locală, dintr-o bancă locală într-o bancă externă, imediat această informație mirește la Banca Națională și în mod automat. Asta e o condiție a produsului informațional care exploatează orice bancă. Așa că au aflat târziu, asta e povești pentru copii. Da. Au aflat-o la timp. Ce au făcut? Am impresia că nu au făcut nimic. Nu au făcut. Da, poftim. Toți am căzut de acord că fiecare dintre participanții la această emisiune a vorbit despre CNA, despre BNM. Nu s-a vorbit prea mult despre procuratură, despre CNPV. Ce se întâmplă în Republica Moldova este, de fapt, o continuare a atacurilor Raider, care au început în 2010 cu particularii
Știți foarte bine, a trecut Victoria Bank, în 2011 s-a produs Banca de Economie, Moldova Grain Bank, Asito și așa mai departe. Și încet, încet, acești indivizi, riderii, au ajuns la Banca Națională, la rezervele de stat. Pentru că, haideți să ne imaginăm un lucru. Doar dacă îți lipsește din acest cerc, CNA, Procuratura, CNPF, Banca Națională, dacă îți lipsește unul dintre aceste elemente, nu se pot produce atacuri de rider. Pentru că măcar una dintre aceste instituții ar fi reacționat. Domnul Fortună, toți colegii noștri știu, toți am căzut de acord că ei erau informați. Toate aceste instituții știu foarte bine când și cum se produc transferurile. E bine, cine în Republica Moldova deține, începând cu 2010 încoace, controlul asupra Procuraturii? Cine deține controlul asupra CNA-ului? Cine deține controlul asupra CNPF-ului și a BNM-ului? Este un singur individ pe nume Plahotniuc, care, acum sigur că găsește un fel de țap pe spăjitor, îl pune în față pe Șor, având înțelegerea cu Filat și cu Voronin, care s-au înfruptat și ei din... Domnule, sunteți acord că Șor, Ilan Șor, este țap pe spăjitor? Da, sigur că da. Nu știu dacă... Nu stați puțin, nu știu dacă țap pe spăjitor în adevăratul sens al cuvântului. El este pus vitrină. Și noi toată lumea ne uităm, uite, ăsta este hoțul. Acum, numai o secundă ca să mă înțelegeți. Eu acum când ies ce a spus ambasadorul Germaniei? Dom'le, dacă s-ar fi întâmplat la noi în țară așa ceva, s-ar fi ieșit în stradă. Eu acum, și oricine dintre noi, orice cetățean responsabil, ar trebui să iasă la televizor, să strige în gura mare, oameni buni, ieșiți în stradă. Ieșiți în stradă, oameni buni. Numai că eu făcând chestia asta, risc că mâine procuratura lui Plahotniuc o să vină și o să mă aresteze. Știți de ce? Pentru că ei vor spune, dar de ce ăsta strigă să ieșiți în stradă? Pentru că este vorba de Șor. Nu sunt eu, Plahotniuc, cel care am furat. Nu sunt eu, Filat, care am furat. Nu eu, Voronin. Este un particular cu care instituțiile statului se vor clarifica de ce ăsta iese și ne spune să ieșim în stradă. Ce calificare ar avea atunci Ilan Șor în această poveste? Este părtaș, este beneficiar, co-beneficiar? Este interpusul, interpusul dintre sau hoți? Este un pion cum... Este interpusul dintre hoți și victime. Din călăi și victime, nimic mai mult. Și o să mai fie cald de Șor, o să mai găsească un șef de întreprindere de la un SRL, nu știu care. O să mai găsească câțiva și o să vi arate în față. În realitate, câte miliarde totuși s-au furat, domnilor? Bună întrebare. Câte miliarde s-au furat? Dar nu mai puțin de 11, nu-i așa? Da. Nu știm cât, ecuația așa, nu știm cât s-au furat, dar știm că s-au furat numai puțin cel de 11. Cel puțin. Da. Unii spun de miliarde euro, alții spun de miliarde de dolari. Eu mi-am făcut un calcul și am spus cu banii ăștia să puteau face toate drumurile din Republica Moldova. Dar imaginați-vă toți copiii acestei țări, bolnavi, handicapați, toți pensionari, ar fi fost, domnilor, ar fi fost recuiți cu banii ăștia. Toți părinții noștri care au pensii de nimic ar fi făcut creștere la pensii. Salariile bugetarilor ar fi fost posibil de crescut. Noi ce facem mai departe? Domnule Portan, nu știu cum doreți să interveniți. Vreau să încă câteva aspecte să le abordez. În genere, orice instituție are norme de care trebuie să conducă în activitatea sa. Eu vreau să întreb așa. Poate cineva spune cine în perioada de până la 26 noiembrie, când a fost hotărârea Curții Supreme de Justiție, 27 noiembrie, cine au fost stăpânii băncii de economie? Și cine a stăpânul băncii de economie? Cine e cel care poartă responsabilitate? Cine? Acționarea. Care? Trebuie văzut în registru. Știi. În registru este. Păi nu. Răscă, de ce pun întrebarea așa? Fiindcă este legea instituțiilor financiare. Și acolo scrie că Banca Națională, dacă apar persoane care acționează concertat, e măsurile, etc. Dar când trebuie să facă Banca Națională acest lucru? Ea știe, ea trebuie să știe, ea știe, sunt acolo persoane care acționează concertat la Banca de Economie sau nu? Sigur că da. Dar unde e fixat acest lucru? Un document oficial. Domnul Fortun, dar cine ar trebui să fixeze asta? Banca Națională trebuie să dea un... Sau Procuratura, sau CNA. Da, eu știu din... Cunosc mai bine această lege, de atât vorbesc. Că acolo e scris clar, Banca Națională vreau să face concluzii și de indicații. Ia ce... Sunt persoane care acționează concertat la această bancă? Nu se știe.
Se știe, se știe. Adică dar oficial nu e. Nu, pe hârtie. Nu e joc. Asta apariția documentului oficial înseamnă responsabilitate. Da? Mai mult decât atâta. Însă și legea e făcut foarte drăcos. Parcă din senin trebuie să apară tema activității concertate. Nu-i scris că Banca Națională nu mai rar, zicem, odată în an sau în jumătate de an examinează registrele băncilor comerciale pe tema dacă nu sunt persoane care acționează concertat. Nu-i. Cum să apară? Nu, mă duc eu furtună și zicem că îmi pare că cei acționează concertat. Nu acționează concertat. Și te mai duc. Nu-i document. Trebuie să fie clar scris. Da, vă rog, și clar responsabilitate. Mai departe. Da. Acum, ce am pus întrebare? Cine sunt proprietari? Sunt proprietari care dețin 20 de acțiuni, asta nu e proprietar. Asta e o plasare de mijloace într-o societate civilizată, una din forme de plasare banilor disponibili, liberi. Dar acei care mențin controlul. Iată, până în 2013, cine a fost controlorul acolo? Statul, da? Noi am avut statul. După care iată, am avut acționari acum privat. Vă spun. Că acum am avut din nou statul, doar că de atunci Banca de Economie au fost acum deja vin la tema. Și acum nu se știe exact cine este. Ieri cine sau alaltă, ieri sau azi, nu mă țin minte, citesc că în Consiliul de Supraveghere a Băncii de Economie sunt două persoane care reprezintă statul Republica Moldova, care din august nu frecventează ședințele Consiliului. Din ce cauze? Că eu raportat. Ei doar nu sunt acolo din inițiativă proprie. Ei au fost trimiși de stat. Adică statul nostru nu se ocupă. El nu dirijează proprietatea care e el dirijează, dar în interesele altcuiva. Asta nu e statul, asta sunt persoane cu interese. Eu revin la chestia aceasta și să primi. Aceasta este o societate pe acțiuni. Cadrul legal este legea cu privire la societățile pe acțiuni. Prin urmare, adunarea generală acționară și Consiliul de Administrație. Și când zice cine trebuia să știe, chiar și statul după emisia suplimentară avea 34%. Începând cu 10% și în sus are un șir de împuterniciri acționarul. Deci, în primul rând, să primească toate procesele verbale a Consiliului de Administrație, adunări generale, să pună întrebări, un șir de chestiuni, dacă vroia statul. Și iarăși vorbeam cine? Guvernul prin Ministerul Economiei, fiindcă Ministerul Economiei sau de Finanțe, în cazul dat, prin reprezentantul său, care primește bani nu puțini, acest reprezentant, în Consiliul de Administrație. Deci, acest reprezentant știa și îndeplinea indicațiile cuiva. Exact. Și închidea gura. Deci ăsta trebuie să fie primul tras la răspundere acum, destituit din funcția pe care ocupă, poate fi la minister undeva, e un funcționar public. Sau cineva, erau aici din Parlament, erau reprezentau la Moldova Gaz, primeau câte 10.000 pe lună, că el chipurile membru Consiliului. Păi să trebuie de mult la comisie de chema, domnule, când s-a adoptat astfel de hotărâri, unde era, de ce n-ai informat ministrul, de ce n-ai informat guvernul, că iată ce se pregătește. Da. Și se știa. Domnule Nastase, se știa. În opinia dumneavoastră, statul în cazul ăsta nu s-a implicat din neglijență sau nu s-a implicat din cauza prelegoinței? Neglijență cu premeditare nu s-a implicat. Dar nu e, ce înseamnă statul? A spus un coleg de-a nostru, este vorba de cineva, sunt interesele cuiva. Statul, noi nu mai avem stat. Statul trebuie să fie al cetățenilor. Asta înseamnă statul. Care delegează acolo în Parlament, la guvern și mai departe, niște indivizi care ne reprezintă. Acest stat despre care vorbim noi nu ne mai reprezintă pe noi. Acest stat care participă la Banca de Economie, dacă vorbim în speță, el, de fapt, reprezintă interesele câți vreți. Eu spun că este un individ care gestionează totul. Dumneavoastră vreți să spuneți doi. Cineva vrea să spună că sunt trei. Nu contează. Ceea ce contează este că cei care participă la gestionarea băncii de economie nu ne reprezintă pe noi. Statul care am avea interesele statului care am putea spune într-o bună zi, domnule, avem 56% într-o bancă.
Dar dacă îmi dați voie numai o secundă. Din 2008, 2007-2008, în această bancă era un acționarat. 56% erau ale statului. Ei, totul a pornit ceva mai înainte. Acolo, dumneavoastră spuneți că Banca de Economie a fost întotdeauna o vacă de mulți pentru cei de la putere. Și asta este adevărat. Dar uitați-vă, din 2008 încoace, un individ preia întâi de toate 8-9% din bancă. Printr-o firmă. În 2011, mai fură 18%. Cu cele 9 se fac 20 și ceva. Ajungem în 2013, ajungem la cota de 33, și ceva cu care poți decide foarte mult într-o bancă. Astăzi, același individ, și mă refer la același Plahotniuc, deține în Banca de Economie controlul. El a fost cel, dacă dumneavoastră să vă întrebați, domnule, cine a controlat banca în perioada X și Y? El a controlat-o, a ajuns și a scos toți banii din această bancă, i-a scos în offshore-uri. Pe data de 27, o sculă de-a lui Plahotniuc, și mă refer aici la Poale Lungi, a decis peste noapte emiterea unei decizii prin care banca asta care a fost deșertată, uitați-vă la Banca de Economie ca la un borcan, stimați telespectatori, ca la un borcan pe care l-a deșertat și pe data de 27, spune-mă o secundă, domnul Mișel, și pe data de 27 noiembrie îl întorc înapoi statului, băieți, mai încărcați-l odată. Pentru că în realitate asta se întâmplă și, domnul Rafia, dacă nu este așa, să-mi spuneți, în momentul de față sunt două soluții. Una, ori din buget sau din rezervele statului, să mai bagă încă o dată în borcanul ăsta, să mai bagă iarăși banii, ca cineva să vină să-i fure, ori banca asta se falimentează. Ori falimentarea băncii, probabil, unica soluție pentru o revoluție. Ca să fie falimentată asta și să fie dusă în insolvență Banca de Economie. Și asta nu o să facă și la mâine procesul încă o lună, două. Pe lângă numele lui Plahotniuc, mai sunt și alții responsabili. Știm că reprezentantul Ministerului Finanțelor a fost Barbă Neagră la Banca de Economie, care este verișorul liderului PLDM, Vlad Filat, a fost și la... Și, președintele Consiliului de Administrație, domnul Bodu. Nu vă complicați. Sunt foarte mulți. Noi avem niște axiome pe care le-am determinat, dedus împreună. Noi am zis că, propriu zis, toate instituțiile statului au fost informate. Da. Și asta înseamnă că instituția sau continuitatea instituției și continuitatea instituțională este asigurată în stat prin persoanele care dețin funcții înalte în stat. Și atunci putem presupune că și președintele tării, și primul ministru, și directorul CNA, și procurorul general, toată lumea știa despre ce se întâmplă, propriu-zis, la această bancă. Și atunci, la ce bun să ne complicăm, să dăm acum nume, dacă toți știau, și faptul că toți știau și nu s-a acționat, îi face complici pe cei care știau. Corect. Și tocmai de aceea nu avem consecvență și continuitate în această și intenții de a soluționa această problemă, pentru că avem complicitate, domnule, care rezultă totuși, din ceea ce s-a constatat totuși, în acest platou. Unele din aceste personaje despre care spuneți și dumneavoastră că au participat, fac parte din acea echipă de arhitecți a JAF-ului de la BEM, face parte și... și domnul Leancă, să zicem într-un fel anume, pentru că el a semnat acea hotărâre secretă a guvernului. Totuși, astăzi liderul PLDM vine și spune că acea hotărâre secretă a guvernului va fi desecretizată. Da, pentru că există legea cu privire la secretul de stat, domnul Stasu poate să-mi spună, care zice că dacă s-a făcut scurgere în presă a documentului secretizat, el trebuie desecretizat, nu? Care ar fi logica Nu există nicio normă, domnul Mindigam, dacă ea se știe, de fapt. Nu există nicio normă care ar fi impus secretizarea acestor chestiuni. Categoric. Nici o normă. Există, aici am dat să-mi voie să vă contrazic, există legea din 2008 cu privire la secretul de stat. Care a fost, da. Foarte interesantă lege, care de fapt a înlocuit legea din 94. Da, schimbă spiritul. Exact, cu totul. Așa cum spune Chirinciuc în raportul. Exact, și nici dispare în general noțiunea de securitatea statului în această lege și apare interesul și echilibru ca niște expresii vagi. Deci echilibrul dintre interesul statului și a cetățeanului vin să justifice secretizarea unor acte normative. Dar mai specific legea, atunci când este vorba de infracțiuni, când de fraudă și așa, deci, mai departe, nu există loc de secretizare. De acord? Dar, dacă tot ați pomenit dumneavoastră, cred că primul raportul domnului Chirinciuc,
Nu l-am mai văzut pe domnul Crincic până acum, acum i-am văzut face-ul. Nu știu cum se întâmplă și eu cred că asta nu este raportul lui, este raport făcut de altcineva, dânsul probabil doar l-a semnat și dacă nu este așa să mă corecteze, dar nu știu cum sonorizat. Se întâmplă că domnul l-a sonorizat, dar el l-a buciferat, pur și simplu. Nu știu cum se întâmplă că în cronologia domnului Crinciuc dispare la un moment perioada 2010-13. Un segment foarte, foarte important. Ori Banca de Economii, la modul cel mai obraznic posibil, a fost furată anume în perioada 2010-2013. Și vă rog să rețineți această perioadă pe care o trece cu vederea domnul Crinciuc, Partidul Liberal, Mihai Ghimpu și tot felul de opoziții de-a noastră, felul constructive, neconstructive. Perioada asta coincide în mod perfect cu trei operațiuni. Unu. Atacuri de Raider care au fost puse la cale în 2010. În paralel cu atacurile Raider, în octombrie 2010 au demarat spălările de bani de cele 18 miliarde de dolari prin intermediul justiției moldovenești. Și atacurile Raider și spălările de bani s-au făcut prin hotărâri judecătorești. Tot prin hotărâri judecătorești, începând cu 2010, eu am spus-o aproape la fiecare zi de colegiu a Curții Supreme de Justiție, Republica Moldova este debalezată cu sute de mii, cu milioane de lei. Ei, uitați-vă, toate aceste trei procese pe care politicienii noștri perioada asta, din 2010-2013, o evită, o ocolesc, da? Toate aceste trei procese au mers în paralel. Unde au fost iarăși aceleași instituții despre care vorbim noi și cine le controlează? Dacă aș fi astăzi un mic plahotniuc al acestei țări, eu aș spune, băi, omule, Gurin, să admitem că eu am interesul în spălările de bani. Eu n-am să fiu niciodată plahotniuc și nici nu-mi doresc, dar ipotetic vorbim. Domnule, lasă spălările de bani dacă nu o fi amele, dacă sunt ale lui Platon, spre exemplu. Domnule, elucidați-le, băgați la pușcărie cei 17 judecători. Astăzi ar trebui să stea la pușcărie 17 judecători în cele 18 miliarde spălate prin justiția moldovenească. Nu merge. Cu devalizările. Măi, băgați-l pe druță ăsta la pușcărie pentru că devalizează fiecare zi câte 4, câte 5 milioane. Nu merge. Cu atacurile Raider, nu sunt eu implicat, Vladimir Plahotniuc. Eu controlez Procuratura, controlez CNA-ul, controlez CNPF-ul, Banca Națională și mai departe. Dar uite, în atacurile Raider nu sunt eu implicat. Dați-i bătaia încheta. Nu. Și atunci concluzia mea, puteți să fiți de acord, puteți să nu fiți de acord. Cel care controlează instituțiile de drept ale statului, acela a pus laba și pe Banca de Economii, și pe Banca Victoria Bank, și pe ASITO. Și cel mai grav în ultima perioadă este că a pus laba pe fondurile nu private, nu ale particularilor, dar pe fondurile acestor cetățeni. Și cetățenii stau acum acasă și mănâncă popcorn și se uită la noi. Iată care-i drama acestei republici. Dacă îmi dați voie să vă completez aici, în raportul domnului Crinciuc apare la un moment dat secvența cu anul 2012 și ancheta internațională asupra cazului Magnitsky. Din 2012, în decembrie, face referire, da? Exact. Deci, propriu-zis, se invocă un dosar penal și întrebarea mea e eventual și către CNA. Da. Ce s-a întâmplat cu acest dosar foarte sonor în care era implicat sistemul financiar bancar din Republica Moldova, deci într-o schemă internațională de spălare de bani. Deci, propriu zis, în anexele am observat și offshore-urile care sunt implicate în aceste scheme de bani prin cazul Magnitsky și acolo sunt prezentate și informațiile de care spuneți dumneavoastră. Deci, propriu zis, apar întreprinderile care sunt proprietare la un pachet semnificativ de acțiuni la Banca de Economii, care au același proprietar cu unele întreprinderi de care spuneți dumneavoastră, care sunt, propriu zis, afiliate domnului Plahotniuc. Deci, propriu zis, informațiile care denotă implicare la nivel înalt a tuturor actorilor politici. Scuzați-mă, dar cazul Magnitsky este infim de mic pe lângă ce s-a întâmplat astăzi. Cu o singură remarcă doar. În cazul Magnitsky a trebuit să moară un om ca să intervină instituțiile internaționale. Ce așteaptă? Și acum trebuie să mă adresez la toate instituțiile internaționale, pentru că dacă ar fi reacționat adecvat în 2010, în 2011, astăzi nu s-ar fi întâmplat asta. În 2011, dacă vă amintiți, domnul Fortun, nu aveți cum să nu vă amintiți, instituțiile internaționale au reacționat doar pentru faptul, doar pe segmentul unde au fost devalizați investitorii străini. Investitorii autohtoni au lăsat să piară.
Până astăzi, și atunci când strigam în 2011 și eu și cei care erau devalizați, Victor Țopă, Viorel Țopă și alții, pentru că nu au fost numai ei, ei pur și simplu au strigat. A venit și rândul domnului Furtun în timp. A venit rândul și domnului Furtun și a strigat și el. Păi atunci când strigam noi, de ce n-au reacționat instituțiile internaționale? De ce nu le-au instituit sancțiuni? De pentru... cine le-a cerut să reacționeze? Noi am cerut, domnule. Iată, acum în hotărârea Parlamentului trebuia inclus un punct în care guvernul să ceară asistență străină. Dar nu vor călăi, nu vor cere niciodată sancțiuni pentru ei. Păi asta e toată faza, pentru că altminteri se primește imixtiune în treburile statului. Putem să continuăm, dar revenim la vechea formulă că suntem un stat captiv. Și ăștia care sunt la guvernare, într-adevăr, n-au să ștaie cranga. Deci care ar fi... Păi, pe de altă parte, nu ștaie cranga, dar vorbeam despre acea decizie secretă care va fi desecretizată. Ce se urmărește? Ce va fi după această desecretizare? Ce va urma? Nu va fi nimic. Care decizie secretizată? Se va dezvăluie. Se va dezvăluie chestia asta peste 2-3 săptămâni. Unica este dacă partenerii noștri, FMI, începând cu luni, sistează toată finanțarea Republicii Moldova. Voi băieți, e greu la voi, dar până faceți ordine, da? O lună vă dăm, nu primiți nici o copiecă mai mult. Da, domnule Mindrăgan, și noi suntem un stat falimentar. Pierde cetățeanul, pierdeți dumneavoastră. A să pierdă ani mulți înainte, dacă nu se face acum operațiune chirurgicală, o să fie încă ani buni înainte, tot așa. Fiindcă o forță astăzi sănătoasă, care i-ar pune la respect, nu este cu părere de rău. Putem să discutăm, uitați-o la alte televiziuni. Ați auzit vreo discuție, ceva de chestiile astea? E toate foarte bine, tot e ok. Au fost depistați, au fost tras la răspundere, mergem mai departe. Peste jumate de ani, iarăși o să ne pomenim cu așa cazuri. De la guvern, insist pe această decizie secretă de la guvern, semnată de Iurie Dante. Dar nu e chestia în hotărârea aceasta secretă. De ce a fost nevoie ca ea să fie desecretizată? Și doi, ce vom afla după ce va fi desecretizată această hotărâre? Nimic important. Deci, vom afla, propriu-zis, suma. Am dat garanția, și gata. E vorba de 10 miliarde. Noi acolo vom afla câteva lucruri. Vreau cum e formulat întrebarea. De acord, cine da, garanție pentru suma. Cine contrasemnează? Da, Leancă și-o pus semnătura. Cine contrasemnează? Ce au citit acei oameni? Cum? De la ei trebuia să vină înscris niște argumentări pro. Ca să fac operațiune. Da. Interesant și cine a participat la această ședință. Eu pentru că ar putea să cum fie situația în care s-a votat nu de către miniștri sau s-a decis semnătura pe această hotărâre de guvern, nu este pusă de ministru, dar de viceministri eventual. Da, domnul Mișan, eu spun, nu-i valabil, din punctul meu de vedere că... Delegați de miniștri. Am presupus că domnul Mindrăgan tot procuror a fost, nu? Am fost, da. Păi, din punctul meu de vedere și cred că și al dumnealui, ce se va întâmpla cu desecretizarea acelei hotărâri de guvern? Pur și simplu va fi mai ușor de individualizat pedeapsa pentru fiecare în parte care a participat la acea complicitate, exact. Primul ministru, pentru că eu vorbeam de atacurile Raider, nu este posibil să faci un atac Raider la Banca Națională fără această ZA. Primul ministru. Ei, vom vedea în ce măsură este responsabil Filat, care a fost înainte de asta primul ministru, să vedem că în ce măsură este responsabil Leancă. Înțelegeți? Doar vom individualiza. Faptul că s-a produs o crimă nu mai este nevoie de probat decât, sigur, că trebuie să adunăm hârtie la dosar și să ducem dosarul în judecată cu un rechizitoriu. Dar în realitate, noi nu ne trebuie, stați puțin, noi când vedem o crimă în stradă făcută, nu? Doar noi suntem conștienți că este făcut o crimă. Pe urmă vom aduna documentele. Așa și în cazul ăsta. Noi știm foarte bine că a fost debalizată Banca Națională prin intermediul celor trei bănci, așa mai departe. Acum, unicul lucru ce se va întâmpla cu desecretizarea este doar individualizarea pedepsei celor care au participat la acest rapt de la Banca Națională. Nimic mai mult. Deci noi nici nu trebuie să ne așteptăm la mai multe... Altceva, că această hotărâre nu trebuia să fie... Eu admit că trebuia să fie secretă. Problema, admit până, că... Până la urmă, această ședință și acest raport, admiteți că... Nu ședința și raportul. Noi vorbim acum de hotărârea guvernului, semnată de Leancă. Okay. Din punctul meu de vedere, era absolut necesar ca să fie secretă, știi ce? Pentru că probabil s-ar fi pornit panică și așa mai departe. Nu mai de asta. Dar haideți să vedem de ce Leancă a tăcut până la semnarea acestui lucru. De ce Leancă, fiind prim-ministru,
5 minute sau cât a fost el acolo, de ce a tăcut, de ce s-a făcut complice împreună cu Filat și cu alții, pentru că era, nu era un simplu prim-ministru, înainte de asta a fost și membru al guvernului, dacă vorbim acum de Leancă, care a semnat chestia asta, înțelegeți? Deci, da, era nevoie de secretizare, dar întâi de toate trebuia să nu se ajungă la secretizare, să nu se producă crimine. Acea hotărâre de guvern, dacă ne aducem aminte de cele declarate de Iurie Leancă, aceasta spunea că nu a știut exact ce se urmărește prin acordarea celor 10 milioane. Vorbind pur teoretic, fiecare hotărâre de guvern are și o notă informativă. Vom afla mai multe în baza acelei note informative. Noi suntem oameni maturi. Ce înseamnă n-am cunoscut, n-am văzut? El este prim-ministru, el poate responsabilitate că a avut nota informativă sau că nu a avut nota informativă. S-o fi cerut dacă nu a avut-o. Ce înseamnă să pui și să ieși în stradă și să spui că, domnule, m-a pus Filat să fac asta, că așa am înțeles că a fost unica apărare. Nota informativă ne permite să aflăm ce au făcut ceilalți. Cu ce au ieșit. Individualizare. Dar responsabilitatea rămâne pe lumea ministru. Rămâne celor care semnează. Da, eu vă mai propun o idee, eventual, sau o temă de dezbatere. Data cu care a fost semnată această hotărâre de guvern este premărgătoare datei în care au fost, sau perioadei în care au fost alocate creditele extraordinare de care noi vorbim. Deci, propriu zis, intuiția îmi spune că această hotărâre viza niște probleme existente deja la data emiterii hotărârii de guvern. Asta e mai grav. Asta e foarte și atunci grav. Înseamnă că ar urma să mai vedem hotărâri de genul ăsta prin care statul garantează noi eventual recapitalizarea acestor bănci. Asta ar însemna că avem două... Dacă ieri s-au vorbit despre două sume, 15 sau 16 în cazul lichidării acestor trei bănci și aproximativ 33 de miliarde de lei în cazul recapitalizării acestora. Care ar fi din aceste două soluții una probabilă? Dacă recapitalizarea ar costa în jur de 33 de miliarde, cred că cam atâta e buba propriu-zisă care trebuie astupată, nu? Logica așa zice. Au crescut o bubă de 33 de miliarde. Da. Deci trebuie intentată procedura de insolvabilitate și răspunderea subsidiară prevăzută de lege față de membrii Consiliului de Administrație și alți funcționari care au contribuit și adus la insolvabilitatea agentului economic cu proprietățile proprii, așa cum scrie în lege. Domnule Mincan, ieri totuși, după toată această afacere, după tot lucrul pe care l-a depus Comisia Specială de Anchetă, ieri Parlamentul Deputației au emis o hotărâre. Au adoptat o decizie. De ce această decizie este secretă? Există o asemenea practică la nivel internațional? Poate fi o decizie a Parlamentului fi secretă? Bun, depinde de subiectul. Dacă vorbim de securitate, noi am avut câteva ședințe secrete, dacă țineți minte. Dar securitatea deja este problemă. În cazul dat, eu am spus, eu sunt decepționat cum a fost examinat acest raport. Atunci când a mai fost o nu era nicio necesitate să fie secret. Da, decizia propriu-zisă, decizia care a urmat după acea ședință secretă de anul trecut, a fost publică. Da, păi de asta și zic. Eu sunt decepționat de modul în care raportul a fost examinat și de așa numită hotărâre, da? Fiindcă Parlamentul adoptă hotărâri. Ce hotărâri a adoptat? Noi nu știm. Noi încă nu știm, fiindcă o hotărâre ea trebuie să fie publicată în monitorul. Ce este procedura când ea are o valoare juridică? Mai devreme sau mai târziu o să aflăm. Însă, după părerea mea, a vrut ca societatea să nu... Care ar fost motivația? De ce atâta secretomanie? Să se desâmple chestia aceasta. Da? Să se desâmple un pic așa, 2-3 săptămâni. Exact. Iată, au găsit vinovații, băieți, prin regulă merge mai departe. Și nu mai mult. Opinia publică să relaxeze. De ce rămâne secretă această decizie de ieri a Parlamentului? Această hotărâre de emisie de Parlament? Ea rămâne secretă din cauza că se dorește că în genere să nu fie îndeplinită dacă au scris ceva indicații. Dar n-am mai scris nicio. Nu știi. Un moment. Eu vreau să vă aduc la lucrul acestei comisii cum n-am dat prin presă să strecoară și vreau să numesc trei momente care au creat criza. Acordarea creditului, vreau să scoaterea banilor în afara țării și comportamentul de ținătorilor depozite bancare. Asta e o brăznicie.
Stâncenirii e un insult țării. Deținătorii de depozite bancare procedează cum le indică conjunctură. Asta nu e cauză, asta e consecință. Să nu încurcăm lucrurile. Și să nu batem joc de populație. Da, nu, nu ne batem, își bat ei joc. Nu, ei, vreau să fie. Că e asta banca vedere. Privată, nu? Da. Dacă să răspund și la întrebarea dumneavoastră, de ce se ține secret această hotărâre? Pentru că ea, vă dați seama, de cine este făcută ea, această hotărâre? De o comisie condusă de indivizi controlați de Plahotniuc, Filat și Voronin. Noi nici nu trebuie să ne așteptăm că acolo vom găsi, Doamne ferește, ce vom găsi. De ce o țin secretă? Din simplu motiv că oricum nu suntem chiar atât de naivi să nu găsim acolo citind, să vedem niște cifre, dacă nu ne duce capul să vedem altceva. Avem, atunci, avem există riscuri. Două nume, acești doi funcționari, Iemătă Bârță și Artur German, și avem informația că sunt deschise 22 de dosare penale. Da. Atât. Această decizie va fi până la urmă desecretizată sau nu, această hotărâre a Parlamentului? Nu avem de unde să spunem. Partea aceasta, da. Dacă nu luăm legislația, ele se secretizează pentru 25 de ani. Sigur, poate veni Parlamentul și decide desecretizare. Asta e altă mâncare de pește. Întrebarea este de ce au secretizat-o? Au secretizat-o pentru că acum, într-adevăr, trebuie să desamorteze situația. Va trece ceva timp, vor dori ori de secretizare sau nu, dar există riscuri astăzi, pentru că în momentul în care se află, și aici nu e vorba de hotărâri, e vorba de detalii, e vorba de informații, e vorba de date, e vorba de cifre. Și în momentul în care domnul Rapcea o să le vadă acolo mai multe cifre, eu spun, domnule, este catastrofă. Domnul Idrigan la fel. De asta le-i frică lor. Lor le-i frică de lumină. Ei au nevoie să trăiască în întuneric și ne țin pe noi în același întuneric. Dacă îmi dați voie, a mai existat o hotărâre a Parlamentului în urma raportului domnului Reidman din 2013. Pe care? Pe articolul 4 n-a fost executat nici până în ziua de astăzi. Deci nu s-a venit în plenul Parlamentului cu raport nici Procuratura, nici Centrul Național Anticorupție. Păi dacă o hotărâre care era publicată și care este publică, nu a fost executată. Cum va fi executat? Care este probabilitatea că o hotărâre de care noi nu știm să fie executată? Domnule Mitrigan. Noi ne-au declarat că acest raport și această hotărâre vor fi publicate cu excepție la unele momente care prezintă secret de stat, adică unele date, în jurul la 15-20 de pruncete, așa am înțeles, în rest va fi publicat. Deci, dați să vedem această promisiune. Avem puțin timp la dispoziție și am făcut deja o tradiție, vorbind despre problemele de la Banca de Economii, să facem o ierarhie a celor vinovați, a celor implicați, a celor care sunt beneficiarii, pe de o parte și pe de alta, cei care au furat și cei care au dat acești bani. În ierarhia vinovaților, cine ar putea să se regăsească? Cine ar fi principalul arhitect și tot așa, în opinia dumneavoastră? Foarte scurt. Cei mai vinovați suntem noi. Că vorbim astăzi de acele lucruri odioase care s-au făcut atunci. Pentru că toți care îndrăznesc să vorbească acum sunt intimidați. Și rezultă că legea funcționează în unele cazuri, iar în alte cazuri nu funcționează deloc. Eu nu iau responsabilitatea să cine. Eu am cerințe către Parlament, către Procuratură, către CNA, etc., care trebuie să vină să ridice. Cine a semnat? Cine a argumentat? Cine a inițiat? Și tot. Dacă noi nu ridicăm aceasta, noi vreau să vorbim de niște neluci. Dacă este să vorbim documentul, acest proiect, documentul, acest hotărâre a Parlamentului, ce va face CNA-ul? Va solicita, se va baza, va face ceva mai mult după ziua de ieri sau nu? Care vor fi acțiunile? Nu va face CNA-ul nimic, pentru că toate nici CNA-ul, nici procurorul general, nici guvernatorul nu va face nimic, pentru că toate căile sau toate cărările vor duce către același individ care le deține capturate aceste instituții. Este vorba de Plahotniuc. Sub acest Plahotniuc, complicii săi sunt, sau unul dintre beneficiari este Vladimir Filat, ceilalți doi beneficiari este Vladimir Voronin și, după ce am văzut raportul lui Chirinciuc, înclin să cred că este complici și beneficiar și același Ghimpu. Să vină să-mi dezmintă domnul Chirinciuc care este motivul pentru care
perioada 2010-2013, cea mai neagră perioadă în sistemul financiar bancar din Republica Moldova, nu a fost trecută în raport. Domnule Mitrigan, foarte scurt. Avem nevoie de un stat de drept unde instituțiile statului să-și facă datoria. CNA-ul își va face datoria? Inclusiv trebuie să o facă, fiindcă are competența de a supraveghea și a curma. Asta însemna să fie chemat Plahotniuc, să fie chemat Filat? Nu, este șeful CNA-ului, sunt funcționari care a depus jurământ după primele salarii. Trebuie să-și facă lucrul său. Toate organele de stat, indiferent ce partid vin la putere. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem la ora expertizei, mâine la ora 12. O seară bună să aveți!